20 de consilieri județeni au fost de acord ca directorii Nicolae Badea și Antonie Ceaușu să primească mustrare scrisă după analizarea cazului lor de către Comisia de Disciplină. Sancțiunea survine la un an de la apariția unor imagini și a unor fotografii apărute în mass media ca provenind din centrul neuropsihiatric din localitatea Măciuca. Liberalii au explicat că atâta vreme cât dosarul cauzei este secret, nu vor să voteze un lucru pe care nu-l cunosc. Disputa între ale și județului a continuat aproape 2 ore numai pe acest subiect, directorul executiv având posibilitatea să intervină de mai multe ori în discuție. Vi se pune astăzi în față un raport pe care dumneavoastră trebuie să, prin care dumneavoastră trebuie să votați două sancțiuni. Domnul Badea și domnul Ceaușu nu vor ataca acel raport. Și a spus-o printre rânduri domnul Badea că nu este legal, că nu este făcut procedura, va ataca hotărârea Consiliului Județean. Și anume cea prin care dumneavoastră astăzi îi sancționați. Nu îi sancționează Comisia. Comisia nu are nicio răspundere. Și aș mai dori, doamna secretar, să-mi răspunde și mie după ce voi termina, conform legii 188, dacă această sancțiune, și anume cea a mustrării scrise, putea fi aplicate fără a se mai, a mai fi constituită Comisia. Asta la sfârșit. Deci noi astăzi trebuie să votăm niște sancțiuni aplicate de o comisie. Sunt de acord, eu vă spun. În cazul domnului Badea și o părere personală. Sancțiunea este minoră. Trebuiau sancțiuni mult mai drastice. Ca să nu credeți că o să veniți că Badea este liberal și că Badea este susținut de liberal. Nu, domnul Badea și-a și spus. A asemănat vânt cu lege furtună. Noi dăm sancțiunea dacă ne însușim ceea ce spune Comisia de Disciplină sau refuzăm să dăm sancțiunea dacă nu ne însușim. Iar în ceea ce privește încălcările legislației în vigoare de către cei doi directori ai Direcției Generale de Asistență și Protecția Copilului, eu l-am găsit la pagina 9 din raport. Sunt specificate foarte clar. Domnul director Badea a și făcut trimitere la unul din punctele pentru care a fost propus spre sancționare de către Comisia de Disciplină. Și cred că în momentul de față, singura discuție care se face este dacă prin vot aprobăm, ne însușim concluziile Comisiei de Disciplină sau nu ne însușim. Comisia a fost legal constituită și a prezentat acest raport. Văd că foarte multe discuții s-au purtat în lipsa domnului director Badea, care a tot cerut amânare. La un moment dat chiar Comisia a susținut că sfidează Comisia de Disciplină. Asta este o chestiune pe care aș vrea să o lămurească în fața noastră domnul director Badea. Atribuțiile mele din fișa postului sunt clare. Acum, că sunt conducătorul unei instituții, nu pot să răspund că nu își face datoria o femeie de serviciu la Măciuca că e mizerie sau că doi beneficiari au luat două uși și așa mai departe. Nu pretind că sunt perfect. Lucrăm cu oameni mai puțin perfecți, cu cazurile cele mai grave, cu oameni cu dizabilități grave, cu copii neastâmpărați. Dar nu tot ce se întâmplă e atribuția mea din fișa postului. Eu trebuie să fiu cercetat, să privesc acțiuni pe ceea ce fac eu. Acum citesc din domnul doctor Ponoran, dacă vine cineva și cu 4 gândaci și le dă drumul și le face o poză pe spitalul județean, spunem că trebuie să sancționăm pe doctor Ponoran, că sunt gândaci în spital. Dacă cineva a făcut pozele în mod intenționat, cum s-a pronunțat procuratura și le-a pus pe mass media, le-a făcut în mod, i-a legat intenționat și le-a pozat și le-a dat pe mass media, e vina lui Badea? Chiar dacă este prima sancțiune pe care cei doi o primesc în decursul carierei lor, faptul că directorul executiv adjunct Antonie Ceaușu va ieși peste o lună la pensie a avut doar valoare sentimentală. Curios lucru, fostul șef al centrului neuropsihiatric Măciuca din perioada incriminată este acum șeful centrului din Băbeni.